Bună seara, doamnelor și domnilor, și bine v-am regăsit. Gorj Obiectiv, alături de mine în studio este domnul Cosmin Popescu, președintele Consiliului Județean Gorj. Bună seara, bine ați venit, domnule Popescu. Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Tare mult vă mulțumesc că v-ați făcut timp și ați acceptat invitația de astăzi, pentru că îmi propun să discut foarte multe subiecte, atât legate de activitatea Consiliului Județean, cât și probleme care țin de Partidul Social Democrat, pentru că nu știm dacă se vor organiza, îmi spuneți dumneavoastră, nu știu dacă se vor organiza alegeri sau nu. De asemenea, nu știu sigur în momentul acesta dacă va fi meeting sau nu sâmbătă, meeting de susținere al partidului, al guvernului Dăncilă, pardon. Discutăm înainte de toate despre proiectele derulate prin Consiliul Județean, proiecte care țin atât de infrastructura rutieră, cât și proiecte care sunt legate de Spitalul Județean. De asemenea, legat de Spitalul Județean, o să vorbim și despre concursul care urmează să fie organizat acolo și despre toate procedurile, pentru că înțeleg că în această săptămână vor debuta toate aceste lucruri. Miercuri, înțeleg de la dumneavoastră, domnule președinte, că va avea loc la Craiova semnarea contractului pentru reabilitarea termoenergetică a spitalului cunoscut spitalul ca spitalul locația Tudor Vladimirescu, așadar. Așa este, aveți dreptate, pentru că am fost notificați oficial vineri pentru a fi prezenți la ADRS-ul Vest-Oltenia miercuri, începând cu orele 13, pentru a semna acest contract, zicem, nu important pentru noi, important valoric, pentru că valoarea fondurilor neeligibile acordate județului Gorj sunt de peste 4,5 milioane de euro. E un contract sau lucrare complexă care include pe lângă partea de anvelopare, care o știm toți, a acestui edificiu din satul Tudor Vladimirescu, lucrări de modificare și de refacere a șarpantei, modificări importante în structura circuitelor electrice și termice, schimbarea tot ce înseamnă parte de uși, ferestre și multe, multe altele. De aia și valoarea este mare și, spitalul are o dimensiune mai mare decât altele din județ. Am înțeles că suntem printre primii care semnăm acest contract, pentru că am avut și noi ceva probleme, probleme de interpretare tehnică, probleme de interpretare juridică. Acest proiect a fost depus anul trecut pe programul operațional regional și de-abia acum, când am reușit să convingem autoritățile centrale că noi avem dreptate. Și aici recunosc că îi mulțumesc mult domnului deputat Weber că am reușit și a reușit să-i convingem să stea la masă, să explicăm tehnic ce vrem să facem, tehnic cum a fost construit acest spital, pentru că este construit în două etape, în ani diferiți, și până s-au înțeles necesitatea, pentru că prin acest proiect care se va realiza odată că schimbăm întreaga față a acestei zone, da, vedem că sunt degradări la fațadele exterioare, sunt probleme la acoperiș, iar bugetul județului era destul de mic pentru a acoperi această lucrare și în același timp vom economisi foarte mult, pentru că avem obligație pe partea de monitorizare de 5 ani de zile, vom economisi mult din factura de energie electrică, factura termică, care sunt elemente importante pentru noi. Sigur, este un proiect recent de care am vorbit, dar avem și alte proiecte pe fonduri europene care de această dată când vorbim sunt în procedură de achiziție publică. Cele mai importante proiecte pe fonduri europene accesate în cursul anului 2017 și 2018, pentru că au fost 2 ani, să spunem, sau mai ales la 2017, un an de construcție acestor proiecte, de scrierea lor, în care colegii mei și le mulțumesc celor din aparatul de specialitate al Consiliului Județean au muncit foarte mult alături, pentru că noi, până la urmă, suntem oameni de decizie, munca, pentru că nu avem firme de consultanță, avem doar acolo unde avem nevoie și sunt obligatorii firme care vin și ne fac studii de fezabilitate, proiectele tehnice sau documentațiile de avizare de intervenție. Restul, tot ce producem ca și documente și ca proiecte, se fac în interiorul Consiliului Județean. Avem o licitație, așa cum am spus, 2 tronsoane de drum județean foarte importante pentru zona Gorjului și pentru cetățenii din acea zonă, pentru că e o zonă cu preponderență al unui de teren și aceste drumuri județene traversează localitățile Alimpej, Logreș, Bustuchin, Roșia de Amaradia, Albeni, unde de-a lungul timpului partea carosabilă s-a deteriorat, era și veche, unele realizate pe structură de beton și eu am considerat și colegii mei au considerat necesară depunerea pe această zonă pentru că valorii erau foarte mari. O valoare a drumului județean ce traversează localitățile Bustuchin, Logrești, Seciu, Roșia de Amaradia, Alimpești, cu ieșire în drumul național, este undeva de peste 96 de milioane de lei fonduri nerambursabile. Celălalt tronson de drum județean
ce leagă localitățile Câmpul Mare, Albeni, Prigoria, Zorlești, Alimpești, la fel peste 76 de milioane. Sunt bani care, încă o dată, gândiți-vă, bugetul nostru cu tot ce înseamnă funcționale și parte de dezvoltare, anul trecut a înregistrat undeva o sumă de 380 de milioane de lei. Dacă adunăm cele două drumuri, da, 160 este aproximativ jumătate din buget. Deja, așa cum am spus, sunt în procedură de achiziție. Unul dintre două sectoare de drum deja avem, cred că 10 sau 11 oferte și mă bucur acest lucru, mă bucură faptul că prezintă interes, sunt firme mari care s-au interesat din țară și din afara țării și să vedem exact acum, după analiza documentului de eligibilitate, faza a doua, evaluarea tehnico-economică a documentației. De asemenea, două proiecte foarte importante cu Consiliul Județean, Gorj, tot pe infrastructura rutieră, se desfășoară în această perioadă, fiind în procedură de achiziție publică, pe Programul Național de Dezvoltare Locală 2, care toți am vorbit de anul trecut. NDL 2, da. Program care mulți au fost sceptici, dar eu am încrederea și vreau să vă spun că va fi un program de succes. De ce spun acest lucru? La fel când a fost lansat PNDL 1 în anul 2013, cred, toată lumea s-a îndoit de că acest program va funcționa. Ei, suntem astăzi și Consiliul Județean astăzi are două proiecte de drum județean în derulare pe acest program PNDL 1 care se desfășoară fără cusuri. Fără cusuri în ceea ce privește procedurile de la finanțare până la achiziție publică și cel mai important, fără cusuri în ceea ce privește decontarea acestor lucrări pentru cei care lucrează pe aceste tronsoane de drum județean. Pentru că au avut experiența și toți am avut experiența de-a lungul timpului când era în vigoare hotărârea 577 prin care lucrările erau decontate după 9 luni de zile, chiar după 12 luni de zile, mare de parte din ele erau decontate în luna decembrie a anului bugetar respectiv. Ei, acum, consultele au învățat această regulă, fie că e vorba de Consiliul Județean Gorj, fie că e vorba de primării, că sunt multe primării în județul Gorj care mai au lucrări în derulare pe acest Program Național de Dezvoltare Locală 1. Deci, în afară de ce am vorbit acum și o să detaliem ce înseamnă PNDL 2 pentru județul Gorj. Facturile sau situația de lucrări sunt depuse la Consiliul Județean sau la primărie. Astăzi, în termen de maxim 15 zile, finanțarea vine, se plătesc banii către consultor, urmând ca noi, ca și entități bugetare, să ne facem toate documentele interne, astfel încât să fie banii bine reliefați în bugetele noastre. Deci lucrurile funcționează și de aceea am încredere și PNDL 2 va funcționa. Va funcționa și am văzut apetitul, să spunem, celor care execută sau prestează anumite servicii, de a depune oferte. Consiliul Județean Gorj deja are înregistrate pentru drumul județean ce traversează localitățile Runcu, Arcani, Bălești, cu ieșire în DN-ul ce leagă Târgu Jiu de Motru, 6 oferte pentru acest tronson de drum. Este un tronson mai micuț de 18 km. Eu zic că va fi un proiect frumos pentru că pe anumite zone va avea și anumite zone de trotuare în zona localității Arcani și este o zonă sau este un drum care va închide efectiv toată zona, să spunem, turistică a Arcanului, a Runcu, pentru că am văzut foarte multe, eu personal am fost la acea zonă și am văzut în zonă foarte multe pensiuni, foarte mulți oameni care vin în weekend și își petrec în aceste localități, care au casă dintre ei sau stau acolo sau efectiv o pensiune și le pun la dispoziție celor din județul Gorj și din afara acelor. Și aveam obligația pentru că primarii și-au făcut datoria, au asfaltat marea parte a drumurilor sătești și comunale, atât din Arcan cât și din Bălești și din Runcu și trebuia să închidem această zonă pentru că, să spunem o dată, că o avem toată modernizată, toată infrastructura rutieră care, încă o dată, este elementul necesar pentru o dezvoltare locală. Economică, turistică, este element esențial. Absolut. Avem apă, avem canal în aceste localități, acesta e lucru esențial în ceea ce privește dezvoltarea acestei zone. De asemenea, tot pe Programul Național de Dezvoltare Locală 2, avem în procedură de achiziție un tronson de drum de 44 de kilometri, valoarea este foarte mare, estimată contract de finanțare sau ce avem contract de finanțare pe 120 de milioane de lei. Așa cum am spus, 44 de kilometri de drum județean, ce loc localitățile Vlăduleni, cu ieșire din drumul european, Fărcășești, Urdari, Turceni, Ionești, limită județ Mehedinț. De fapt, este drumul care merge paralel cu drumul european, cel localității Târgu Jiu de Craiova. Un drum, de ce am depus acest proiect?
Odată, valoarea, ce v-am spus, era foarte mare și era foarte greu să găsim o finanțare chiar europeană, având în vedere că și fondurile pe programul operațional regional sunt fonduri limitate, destinate, să spunem, aproximativ clar știute pentru fiecare județ în parte. E un drum foarte tranzitat. Este un drum tranzitat de cei care lucrează în complexul energetic Oltenia, în partea minieră, partea energetică, pentru că face legătura între termocentrala Turceni și Carilă din Rovinari și termocentrala Rovinari, cât și de mii de cetățeni care zilnic se duc către servici, către Craiova, către Târgu Jiu, și această rută era necesară a fi reabilitată. La fel, cum am spus, îmi doresc să am firme interesate, serioase, firme care să dă, e o procedură transparentă, nu o să auzi niciodată în Consiliul Județean Gorj că o procedură este supusă semnului întrebării, ca și cele care au fost până acum, și să ne încadrăm în termene stabilite și chiar de multe ori să reușim să le comprimăm, pentru că atâta timp cât lucrările merg și sunt decontate la timp, cred că este și interesul consultului de a grăbi și a preda cât mai repede aceste persoane de drum. Câte oferte au fost depuse? Aici, deocamdată, nu este apărut. Este trimis către sistemele de achiziții publice, este în validare, urmând ca să stabilească un termen ca aceste oferte să fie depuse și atunci o să comunicăm. Le-am depus și puțin la termene, adică câteva săptămâni între ele, pentru că și noi avem un număr delimitat de oameni în Consiliul Județean Gorj. Așa cum am spus, nu lucrăm cu consultanță externă și să avem timp, sau colegii mei să aibă timp să evalueze corect toate aceste ordine, pentru că e o muncă dificilă. Evaluarea tehnică și evaluarea financiară este primordială și este de durată și trebuie mare atenție. Aici urmează a fi publicat. Bun, vorbeați dumneavoastră și o să revenim la Spitalul Județean, dar să rămânem în zona aceasta programului PNDL 2. Vorbeați despre faptul că nu vor fi probleme în opinia dumneavoastră, nu, așa cum PNDL 1 s-a desfășurat în condiții foarte și bune se desfășoară în continuare și PNDL 2 spuneți dumneavoastră că nu vor fi probleme. Deci, sunt însă primării care nu se încadrează cu studiile, au depășit termenele. Există vreun pericol pentru una dintre ele să piardă finanțarea pentru proiectele aprobate prin PNDL 2? Noi ca care am avut un termen. Am avut un termen în aprilie 2017 în care am depus fiecare o solicitare de proiecte. Vreau să vă spun că numărul de proiecte pentru județul Gorj este mult mai mare față de ce s-a acordat într-o primă etapă. Clar. Avem 163 de proiecte aprobate la nivelul județului Gorj într-o sumă totală de finanțare de 677 de milioane. Obiective că, așa cum am spus, includ partea de reabilitare a școlilor grădiniților obligatorii în vece vederea obținerii, pentru că toți discutăm în septembrie, când începe școala, că nu avem aviz de SP, că nu avem aviz de la ISU. Acesta a fost elementul fundamental al lor aceste decizii. De a reabilita, de a le autoriza și de ce nu să spunem clar și să fie pentru oameni, bineînțeles, pentru a asigura niște condiții normale de anul în care trăim. Absolut. Pentru că am văzut de multe ori și trebuie să o recunoaștem, școli cu condiții precare, da? în clasă, în zona de toalete, și nu mai vrem să avem aceste probleme. Aceasta a fost decizia și clar s-a mers ca toate școlile, și aici am avut doar o singură scăpare, din păcate, dar o reglăm acum, Comuna Scoarța, care din păcate figura ca și autorizată din punct de vedere sanitar și din punct de vedere ISU, nu asta, dar va intra imediat în luna iulie, va intra în alocarea financiară, pentru că au rămas bani. I-ați dat o bulă de aer domnului primar, pentru că discutam cu domnul Stamatoiu și era foarte chitit pe dumneavoastră să vă bate la cap, astfel încât... Am discutat cu dumnealui și a înțeles, pentru că a fost efectiv o neînțelegere a funcționarului din Ministerul Dezvoltării. Am discutat cu responsabilul de proiect, domnul secretar de stat Gâdea, împreună cu domnul deputat Weber. Am fost și am arătat prioritatea acestei unități de învățământ. De ce? Pentru că se lasă o decizie ca pe viitor, din sumele de bani rămase după procedură de licitație, pentru că o să rămână, da? Și se vor realoca tot interiorul județului Gorj, să aibă destinație clară zona de infrastructură rutieră. De ce? Spuneau. Noi am epuizat partea aceasta de școli grădinițe și am venit cu aspectul că nu a fost o eroare și a zis, da, această școală va intra cu prioritate în finanțare, pentru că avem o problemă.
Iar pe zona de apă și canal putem să reîntregim sumele necesare prin proiecte pe fonduri europene, unde au mai rămas acești bani, prin proiecte de la fondul de mediu și de ce pe programul operațional infrastructură mare, program care va fi derulat prin APA Regio. Dar încă o dată, această școală va intra în acest proces de finanțare urmată de procedurile de achiziție și de reabilitare. Este singura localitate din Gorj despre care vorbiți în ceea ce privește, în pozitiv, din ceea ce privește realocarea în afara aprobărilor inițiale? Să fie mai multe localități, pentru că, așa cum am spus, cel puțin 20% din fonduri alocate, pentru că am văzut exact general, după rămân. Decizia Guvernului României și o decizie înțeleaptă este de că tot am angajat un credit de angajament de 30 de miliarde de lei, credit de angajament care ne afectează deficitul atunci când ați văzut diverse dezbateri în fiecare an și asta va fi de realocare pentru că toată lumea știe, avem nevoie de aceste proiecte. E adevărat, dar sigur, vorbim... face, că asta este o problemă. Bine, bine, rămân bani, dar rămân la nivel național. Și cum vor fi ei redistribuiți pe teritoriu? Sau fiecare județ, fiecărui județ a fost alocat, că nu cunosc procedura asta exact. Județul Gorj a avut alocat o finanțare de 677 de milioane de lei inițială. Deci banii aceștia, ce facem rămâne, un calcul, rămâne 20%, tot în Gorj. 20% asta... să spunem, dacă toți terminăm în timp util, m-aș bucura, pentru că, așa cum v-am spus, am văzut foarte mulți operatori economici care depun oferte, pentru că nu numai Consiliul Județean Gorj a scos în procedură de achiziție proiectele pe care le are pe PNDL. Și foarte multe primării, dacă intrați în sistem și aveți acces, o să vedeți. Sunt primării, de exemplu, care sunt aproape gata cu procedurile de achiziție. Runcu este un exemplu. Era în perioada de 10 zile de contestație asta, la un tronson de drum de aproape 7 km, ce traversează localitatea și face legătura între Runcu și Lălești. Lăleștiul la fel. Deci sunt foarte mulți. Săuleștiul, cred că a terminat procedura de achiziție pentru alimentarea cu apă. Deci s-a mișcat foarte repede. De exemplu, la Săulești a rămas o sumă de 1 milion de lei, vă spun de acum ce știu, în aproximativ. Bălăneștiul la fel. Ei, sumele acestea vor fi realocate și stabilim o ordine de prioritate. Da, am stabilit că prioritatea pentru termen urgent este școala de la Scoarța. Da, în definitiv întrebarea era, ăștia 20% rămân tot în Gorj. Tot în Gorj. Asta era întrebarea. Tot în Gorj și noi ne zbatem împreună cu domnul deputat și domnul senator Cârciumaru, pentru că sunt anumite județe din țară care au avut de-a lungul timpului finanțări din fondul de rezervă bugetară sau asta, care nu au un număr de proiecte depus ca așa cum a depus zona Oltenică. Aici nu vorbim numai de Gorj. Toată zona Oltenii are nevoie de fonduri suplimentare, pentru că bine, am văzut în spațiu public discuți, domne, cei din zona Ardealului au fost Nu e adevărat? Nu, au fost, e adevărat în ceea ce vește alocarea fondurilor guvernamentale. Da, da. Și aici o spun clar. Da, au fost avantajați de-a lungul timpului. Cum? Prin ce mijloacele? Da, acum e timpul să se întoarcă bani și în Oltenia și să facem lucrurile necesar, pentru că, încă o dată, multă lume a acuzat, domne, primarii din Oltenia nu au depus proiecte pe fonduri europene. Exclus. Au depus? Foarte mulți. Președinte, m-a discutat cu prima și ne zicea, dar am mai avut o mare problemă. Foarte sânge, mult. Și mulți au prins gustul acestor proiecte europene. De acord, este adevărat. De multe ori nu vin cei de la europene, vin tot cei de la noi din organismul de control, care sunt mai catolici decât papa și mai răi decât cei de la Uniunea Europeană. Că de multe ori trebuie să înțeleagă că există anumite probleme tehnice care se pot fi rezolvate. Asta nu înseamnă că acelui om trebuie să dea o corecție de 25%, de 50% sau de 100%, ceea ce ar pune în pericol bugetul unei localități pe termen foarte lung. Gândiți-vă ce ar însemna localitate un buget, să spunem, de un drum de 6 milioane de lei, să-i blochezi conturile, să ducă către bugetul sau de cei 6 milioane de lei, nu știu dacă ar mai putea vreodată să-și revină. Ăsta este principiul care va fi aplicat și o să vedeți că așa va fi, pentru că, încă o dată, am fost acolo cu acești oameni de răspundere, cu domnul deputat, cu domnul senator, am fost eu personal la ministru Stănescu, la secretarul de stat Gâdea, care se ocupă de program. Am avut întâlniri noi ale Uniunii Naționale Consiliului Județene din țară și la fel s-a reiterat acest lucru. Deci, cu siguranță, banii vor fi alocați cu prioritate proiectelor din județul Gorj în limita acelei sume reîntregite de 677 de milioane de lei în prima fază. Foarte interesant. Asta ar însemna un program PNDL 3, cam așa a fost interpretat. Da, putem să-i spun. O nouă realocare financiară. Până la urmă, programul PNDL 3 are ordonanța 28 modificată, are câteva clare prevederi juridice și financiare. Acum depinde de noi ca să știm exact și să ducem prioritățile fiecare localități care să fie bine înțelesă de către cei la guvern și să fie semnate cât mai repede. Sunt bani la bugetul statului, domnule?
domnule președinte? Cu siguranță, da, dacă vedem la momentul acest moment că Programul Național de Dezvoltare Locală nu merge și așa cum v-am spus, eu personal și puteți să discutați și cu constructorii pe drumurile care le avem noi. Probleme, da. Nu au fost niciodată întârziere, semnele sunt că sunt resurse financiare astfel încât toate lucrurile de investiții propuse și bugetate, pentru că toate sunt bugetate și prinse în bugetul de stat aferent anului 2018, cu siguranță atunci lucrurile care sunt bune. Care este data la care se va ști exact câți bani rămân Gorjului și când să se mobilizeze autoritățile locale pentru depunerea noilor proiecte? Nu, proiectele sunt depuse. A, deci rămâne pe aceleași proiecte să fie. Am înțeles, regula gata. Este clară. Bun. Și colegii mei primari o știu, pentru că toți am primit notificarea Ministerului Dezvoltării, rămân valabile solicitările de proiecte depuse până la termenul limit, adică aprilie 2017. Da. Când vor ști dacă cu când de mișcăm mai repede și ținem aceste proceduri de achiziție, cu cât atât de repede putem începe realocările. Că nu o să stăm să ne reîntregim o sumă. Da? În momentul în care o să spunem, o să apară o sumă de peste 20 de milioane de lei, dau un exemplu acum ipotetic, nu știu dacă va fi așa, mai mare sau mai mică, cu siguranță vom da drumul la Ministerul va da drumul la refinanțări, la contracte de finanțare, pentru că avem nevoie, pentru că se rulează. Da? Au de muncă și constructorii, au de muncă și cei care livrează produse, de la balast până la țeavă pentru alimentări cu apă și sau bitum, și lucrurile atunci se vor rezolva. Cu cât ne mișcăm mai repede, cu atât putem începe realucrările. Undeva, eu zic că rezonabil un termen, văzând termenele din legea achizițiilor publice, sfârșitul lunii august încep noile realocări de fonduri pentru noi proiecte. De ce? Să aibă timp în septembrie, octombrie, noiembrie, decembrie să țină aceste proceduri, iar anul 2019, primăvara 2019, să ne prindă deja cu contractele de execuție lucrări semnate și să putem da ordine de începere, pentru că asta e cel mai bine. Rămânem puțin în zona financiară. Spuneți-mi despre rectificarea bugetară. Care este situația și care e opinia noastră vis-a-vis de banii care vor fi alocați? De... Va fi una pozitivă? Avem două prevederi legale pe care trebuie să le ducem în îndeplinire. Odată, în legea bugetului stat pe anul 2018, se prevede clar că fiecare unitate administrativ-teritorială va avea cel puțin bugetul alocat anului 2017 și este clar prevăzut în lege. Fiecare rectificare bugetară începe sau încep discuțiile undeva la sfârșitul lunii iunie, având în vedere că trebuie să se încheie tot exercițiul financiar al primului semestru, atunci se trage linie, urmând ca o primă ordonanță de urgență să fie dată de rectificare, cred eu, după data de 15 iulie, pentru că trebuie obligatoriu închis 30 iunie, care este element de bază. Din discuțiile purtate și puteți să aveți discuții cu ceva primari care au fost la Ministerul Finanțelor Publice, lucrurile sunt îmbucurătoare, în sensul că acel principiu, clar stabilit prin lege și obligatoriu, va fi respectat. Pentru că au fost primării care au avut excedent bugetar și au fost diminuate sumele inițiale, obligându-i să folosească banii din excedent, dar în același timp, acest excedent, prin legea bugetului de stat, se spune că va fi reîntregit începând cu semestrul 2 anului și eu spun că vor fi lucrurile să fie ok, astfel încât să nu avem probleme cu funcționarea. Și aici trebuie să avem o discuție, toți trebuie să fim cumpătați. Da, și eu poate și colegii mei din Consiliu aș fi vrut să le aduse câte maxim. Ne-am dus într-o zonă în care putem să asigurăm partea clară de funcționare, astfel încât să avem bani și de dezvoltare din fonduri proprii și pentru ales partea de cofinanțare. Consiliul Județean Gorj pentru perioada următoare va avea nevoie de cel puțin 5 milioane de euro pentru această parte de cofinanțare, pe care trebuie să o asigurăm. Dacă ne-a fi dus la o latură extremă, da? Bun, permite legea să iei anumite împrumuturi și asta. Nu știi cum funcționează piața, nu știi ce dobând sau ce comisioane sau ce rata împrumutului va fi pentru viitor. Și am preferat mai bine să mergem pas cu pas, să dăm un salariu decent fiecare funcționar din Consiliul Județean Gorj, să le asigurăm acolo unde merită. Anul trecut, de exemplu, i-am stimulat prin anumite prime, data acestora, cei care au lucrat efectiv în proiecte pe fonduri europene și legea permite un anumit cuantum, de exemplu, de spor pentru cei care lucrează efectiv în proiecte pe fonduri europene. Deci aici va trebui în fiecare și așa. Dar din ce am, bineînțeles, că e obligatoriu prin lege și în funcție de, în momentul în care este finanțat, normal că trebuie să stimulezi acel om, da? În funcție de timpul efectiv lucrat în proiect, pentru că legea prevede clar aceste lucruri, da? Procentul de aplicat la salariu poate să plece de la 10% până la 50% în funcție și de timpul efectiv lucrat. E o regulizitate, un regulament intern care va fi aplicat întru totul, pentru că o să avem controle și dacă nu reiesc efectiv acel om a lucrat timpul care l-a declarat, lucrurile ar putea degenera. Dar, din discuțiile avute de-a lungul timpului cu primari, și asta, aceste discuții au început din iulie anul trecut, de când a apărut noua legea salarizării, în care permite și lasă la latitudinea Consiliului Local sau Consiliului Județean
așezarea salarială până la limita maximă sau unui viceprimar sau unui vicepreședinte de Consiliul Județean, nu au abuzat. Nu au abuzat pentru că au încheiat un an financiar 2017. La fel, la un moment dat, țineți minte, toată lumea se scrie și punea un semn de întrebare dacă vor reuși. Bine, am avut câteva probleme. Dau exemplu Stăneștiu. Dar ați văzut, cu calm, cu înțelepciune, cu discuții, cu ANAF-ul, cu noi de la Consiliul Județean, am găsit soluția să aceste lucruri să fie deblocate. În regulă, da. E o problemă cu localitățile care chiar au ajuns la limita supraviețuirii și vă întreb dacă aveți ceva. Sigur. Să le reproșați OAT-urilor sau șefilor de OAT-uri care au ajuns care sunt în pragul colapsului. Discuția este... Și dacă ați avea curaj să-mi dați și exemple, ar fi minunat. Nu, că nu am o listă, cum să spunem, dar nu cred că ați auzit cuvântul colaps la un OAT la această dată. A, că se plâng, că își doresc mai mulți bani. Declarativ, doamne, suntem în pragul falimentului, dacă s-ar institui falimentul în primărie. Fiecare primar își dorește ca pe lângă partea de funcționare să aibă cât mai mulți bani pentru partea de dezvoltare. Da? La fiecare unii se pune problema de funcționare strict, sigur, salarii, sigur, așa cum am spus. Sunt anumite prevederi legale în legea bugetului de stat care vor fi duse la îndeplinire, astfel încât nicio primărie să nu fie pusă în pericol de a nu funcționa pentru viitor, în sensul de nu și achita drepturile salariale angajaților, în situația în care, și aici repet, pentru că noi toți facem raportări către ANAF, către Ministerul de Finanțe, în care știm clar ce înseamnă arierat, ce înseamnă partea de cofinanțare, ce înseamnă anvelopă salarială lunară și anuală, și nu cred asta. A, da, avem o problemă, și aici o recunosc și asta, cu anumite localități care vor avea nevoie de cofinanțare, da? Și va trebui să... Și asta va fi o prioritate a Consiliului Județean și care o să o propun ca și criteriu de alocare la rectificarea bugetară sau cu 1 ianuarie. Prioritatea o să aibă cofinanțarea pentru proiectele europene. Da? Nu putem pune în pericol o primărie care a accesat proiecte europene și nu bugetul propriu, da? nu-i asigură partea de cofinanțare, ar fi chiar aberant să nu-i asigur partea de cofinanțare din aceste surse. Dar, încă o dată, cu regaz, cu puțină înțelepciune și cu atenție putem și vom depăși aceste momente. Mă așteptam că poate îmi dați un exemplu, ceva de genul, și-au mărit salariile foarte mult și acum au ajuns în situația în care se plângă de faptul că nu am văzut la acest moment. Pentru că ne-am încadrat în niște rigori ale legii la momentul în care am făcut bugetul, la momentul în care l-am aprobat, că l-am comunicat către finanțele publice locale. Nu cineva mi-a tras atenția că undeva s-a exagerat astfel încât să fie pus în pericol. Da, o să vedem. Ascultă pauză de publicitate, domnule președinte. Revenim în studio. Timpul trece foarte repede. Trebuie să discutăm despre celelalte subiecte propuse la începutul acestei emisiuni. Revenim în câteva minute. Am revenit în studio, doamnelor și domnilor. Vă reamintesc că alături de mine este domnul Cosmin Popescu, președintele Consiliului Județean Goș. Discutam în prima parte a emisiunii despre proiectele derulate la nivelul județului, atât prin Consiliul Județean, cât și de OAT-uri prin PNDL 2. Spunea domnul Popescu faptul că nu va fi nicio problemă cu finanțarea acestor proiecte și că, așa cum s-a derulat în bune condiții și se derulează în bune condiții PNDL 1, se va întâmpla și cu PNDL 2. Foarte interesant și foarte important ce spunea domnia sa, de reținut pentru primari care nu mai au sau nu aveau nicio speranță sau erau supărați vis-a-vis de modul în care au fost alocați banii către anumite proiecte. 20% cam asta e statistica din banii alocați județului Gorj vor rămâne a treia etapă prin PNDL 3 și mai au o șansă. Cu prioritate înțeleg de la domnia sa că va fi tratată situația de la Scoarța. Sau o veste bună, domnule Stamatoiu, că tot vă plângeați că nu au fost cuprinse toate proiecte sau nu au fost luate în calcul toate proiectele depuse de dumneavoastră. Vorbeam de asemenea despre rectificarea bugetară. O ultimă întrebare și trecem mai departe, revenim la spital, pentru că înțeleg că va fi demarată procedura de organizare a concursului la această unitate spitalicească. Va fi sacrificat vreun domeniu pentru rectificarea bugetară din luna iulie? Pentru că știm că în general așa se practică. Guvernele iau bani într-o parte și dau într-alta. Ce domeniu va fi sacrificat? Toată lumea spune, domnule, investițiile vor avea de suferit, va fi o problemă aici, marile proiecte. Niciodată nu se vede sau nimeni, niciun guvern de-a lungul timpului, că nu are cum să sacrifice un proiect în derulare. Bun, nu vorbim despre acesta. Vorbim de domenii în care, din analiza interministerială,
a Guvernului. Sunt convins că fondurile alocate în luna ianuarie sau prin bugetul de stat, sunt convins că aceste fonduri nu s-ar putea să fie folosite în acest an bugetar și atunci de aceea au loc aceste transferuri între ministere. Pentru că, e clar, știm toți ce înseamnă o procedură de achiziție, ei știu foarte bine stadiul la care se află, pentru că poate și-au prevăzut, să spunem, prioritate 2018, reabilitarea unui tronson de drum național. Care face parte integrantă din bugetul prin CNAIR în bugetul Ministerului Transporturilor. Pe dacă până această dată cei din minister sau cei din CNAIR nu au măcar niciun studiu de fezabilitate sau inițiat producție... Asta poate fi incompetență. Asta este treaba lor, ca să-i analizeze vis-a-vis de asta, cum și noi ne facem analiza proprie fiecare asta. Da, și va trebui odată analizat, pentru că vedem an de an, pentru că regăsim aceleași proiecte care unele sunt blocate din anumite motive obiective. Asta vreau să spun, depinde da? Motivele pentru care sau nu s-a început niciun fel de procedură. Datorită, hai să spunem, liste de interes sau unor funcționari, da, din anumite societăți de stat sau din cadrul ministerilor și revedem asta. Dar asta înseamnă, niciodată nu o să vedeți la o rectificare bugetară că pe anumite domenii de interes în care avem. Și dau un exemplu. Ministerul Sănătății, la rectificarea bugetară, a solicitat fonduri pentru a suplimenta numărul de RMN-uri pentru spitale județene de urgență și numai, și aflate în subordinea Ministerului Sănătății, și pentru computer tomograf pentru semestrul 2 anului 2018. Și cu siguranță acești bani vor fi alocați. Da. De ce? Pentru că Ministerul Sănătății are contract în derulare, are acte adiționale de suplimentare, are acordul spitalelor și unităților administrative teritoriale care își doresc aceste echipamente, dator exemplu, și cu siguranță acest domeniu va fi prioritar, o să vedeți bani, nu știu din ce minister luat, da, care nu și-au făcut treaba, și o să fie duși către Ministerul Sănătății în vederea derulării acestui program. Pentru noi e important, pentru că l-am prins și în programul de guvernare și ne-l dorim, pentru că avem nevoie de aceste aparate. Este asta o rectificare bugetară sănătoasă? Este o chestiune bună? Sau? Bună, nu sunt economist. Rectificarea bugetară este sănătoasă în momentul în care ai un surplus la încasări, dacă vorbim de impozitul pe venit, că vorbește impozitul ăsta, dar din discuțiile purtate, și haideți să vedem cifrele de la statistică, să vedem exact rata de creștere economică a României și în semestrul 1 anul 2018, să vedem exact gradul de colectare din TVA, da? Să vedem exact ce se întâmplă, pentru că aici va fi un lucru foarte interesant. Odată cu trecerea contribuțiilor de la angajator la angajat, o să vedem o surpriză, în sensul că se colectează foarte bine în zona bugetului asigurării sociale de stat, pentru că nimeni nu-și mai permite să ne păcălească sau să vă păcălească stopajul la sursă, acela asta, pentru că odată este și tratat penal acest stopaj la sursă, și de asemenea omul acum are clar, da, imaginea, pentru că, să spunem așa, lunar, cineva dintre colegii noștri sau cei care lucrează în privat sau la stat au nevoie de o adeverință de salariat. Acum se vede foarte clar dacă au fost sau nu virate aceste contribuții. Iar bugetul asigurării sociale de stat o să aibă un grad de colectare foarte mare. Foarte mare, și e posibil să vedem un transfer și din bugetul asigurării sociale de stat către bugetul de stat pentru a susține, anumite proiecte importante pentru România. Bun, vorbim despre organizarea procedurii de concursului la Spitalul Județean. De mâine demarăm procedura de organizare, o să semnăm regulamentul, o să facem public acest regulament, cu perioadele clare de depunere a dosarelor, cu perioadele clare de susținere a proiectului de management. Și nu va fi același regulament care a fost și acum câteva luni de zile, cu aceeași transparență, va fi afișat. De colegii mei a rămas să calculeze exact date, limitele pentru derularea acestui proces firesc. La DGSPC, procedura de concurs pentru ocuparea postului de director general executiv este data de 3 iulie, dacă nu mă înșel, dar cu siguranță NFP-ul a publicat, postul de director economic s-a ocupat. Urmează postul de director general executiv, urmate de postul de director general adjunct, obligatoriu ca să fie o echipă completă, o echipă care să aibă un mandat clar, să fie pe perioadă nedeterminată, pentru că știți că interimatele sunt interimate.
E adevărat. Spuneți-mi, domnule președinte, vis-a-vis de cele două proiecte care se derulează aici la Târgu Jiu, mă refer la stadionul municipal și la varianta de ocolire a orașului. Dumneavoastră, alături de domnul Marcel Romanescu, ați tot bătut drumurile capitalei pentru a promova cele două, continuarea sau finalizarea celor două investiții. În ce stadiu se găsesc ele? Am fost separat cu Marcel Romanescu și cu domnul deputat Weber, dar am fost și în echipă completă împreună cu domnul Cârciumaș și domnul Weber să discutăm real ce se întâmplă cu aceste proiecte la Ministerul Dezvoltării și la Ministerul Transporturilor. Informațiile pentru stadion sunt clare, au trecut de cele două comisii de avizare, care sunt obligatorii conform legii, comisia de avizare tehnică-economică a lucrurilor suplimentare, pentru că sunt lucrări suplimentare atâta timp când nu au fost prevăzute în proiectul inițial, așa au fost tratate, cu alocare de fonduri suplimentare, nu știu valoarea ei la acest moment, am înțeles undeva peste 2 milioane de euro, și am participat efectiv împreună la dezbaterea proiectului în Comisia Ministerială a Ministerului Dezvoltării. Eu împreună cu domnul primar, cu domnul deputat Weber. Acum așteptăm transparența decizională care este obligatorie, având în vedere și după care va urma hotărârea de guvern prin care se aprobă aceste lucrări suplimentare și se aprobă alocarea financiară ca să dea posibilitate ca Compania Națională de Investiții, care este titularul proiectului și prin care se desfășoară și lucrurile suplimentare, să desfășoare procedurile de achiziție. Ce-mi doresc? Îmi doresc ca un constructor serios, la fel cum a fost cel care a lucrat la stadion, să vină, să facem aceste lucrări de amenajare exterioară, aceste lucrări de preluare a apelor pluviale și putem spune că undeva în toamnă, dar încă o dată să vedem termenele, să nu fie cumva iar, vedem contestații. Sper, fiind foarte multe lucrări în țară, cred că nu mai prezintă așa un mare interes în zona aceasta, pentru că eu sunt convins, consultul care a lucrat la lucrarea de bază, tot el va depune o ofertă clară și serioasă și pentru acest lucrări suplimentare, care tot ce înseamnă proiect inițial, știe exact cum a construit, știe clar cum să se mobilizeze, are personalul necesar și lucrurile cred că vor fi în regulă din punct de vedere tehnic. În ceea ce vrește centura ocolitoare a orașului, recunosc că nu mai am date suplimentare. Săptămâna trecută a fost o discuție cu constructorul la CNAIL, dar promit să mă informez, să vedem exact discuțiile purtate de ordin tehnic și la fel domnul Romanescu că știa mai multe vis-a-vis de problemele, lucruri care au primăria trebuie să le rezolve în ceea ce vrește expropierile. Știu că am purtat o discuție și mi s-a comunicat chiar în scris o procedură aplicată în alt județ din țară, da, în care anumite probleme se pot rezolva și s-au găsit calea juridică și sunt convins că și la noi în județ, prin prefectură, prin primăria municipiului Târgu Jiu, o să aplice aceeași procedură, astfel încât probleme care au trenat de 2-3 ani de zile în anumite zone ale centurii să fie rezolvate. Aici discuția trebuie purtată foarte serios cu constructorul. Știu, am auzit de-a lungul timpului că sunt probleme cu expropierile, da, sunt și acestea, dar asta nu înseamnă că constructul nu are front de lucru și poate să atace acele lucrări. Nu știu ce ofertă a făcut atunci când a licitat, dar are o obligație, are o garanție depusă că va finaliza în bune condiții această lucrare și știindu-l implicat acum pe noul director general CNAIR, cu care domnul Weber ține o legătură constantă și săptămâna au vorbit de acest fond de drum, cred că vor găsi o soluție de mijloc astfel încât lucrurile să nu fie blocate și să ne trezim într-o situație în care consultorul ar putea renunța, dar nu știu, v-am zis, mi-e greu să cred că poate renunța la o garanție de acea valoare aceea constituită pentru acest important obiectiv de investiție și să găsească o soluție astfel încât lucrurile să înceapă cât mai curând la această lucrare. Pentru vreunul dintre cele două obiective, sunt șanse ca anul acesta să se finalizeze? Cu siguranță stadionul, da. Am înțeles. În altă ordine de idei, promiteam că o să atacăm și chestiuni ce țin de Partidul Social Democrat, domnule președinte. Spuneți-mi dacă în momentul acesta s-a stabilit exact dacă vor fi alegeri la organizația județeană. În Biroul Politic Național a fost o discuție prin care s-a luat o decizie de principiu, asta comunicată de către domnul Sănescu, care este responsabil de regiune, și de domnul Căciumoară, care a participat la câteva comitete executive în care s-au discutat partea aceasta de organizare în alegeri, acolo unde
Conducerea este interimară și sunt multe județe în țară în care conducerea este interimară. 18. Nu, cred că toate 18 cu tot ce are și a care conducere, să spunem, termenul de a fost depășit în ceea ce privește organizarea alegerilor. Deci decizia este clară de organizarea acestor alegeri, a fost discutată, a fost acest acord de principiu, suntem ținuți în loc, nu știu ce s-a întâmplat, cred că pe data de 22 sau 28 mai, așa cum știți, noi la ultimul congres, în unanimitate, am votat modificarea statutului. Ca să-și producă efecte, acest statut trebuie să fie înregistrat la Tribunalul București, sentință care trebuie să fie rămasă definitivă și, definitivă și revocabilă, astfel încât să avem un statut clar legal. Pentru că în prin vechiul statut era prevăzută și iar colegii din țară au venit cu această propunere care a fost acceptată de către noi, alegerile pentru funcția de președinte se organizau cu votul tuturor membrilor înregistrați în baza de date. S-a renunțat la această idee, se revine exact cum era până în anul 2013, da, la votul prin delegați, într-o normă de participare în funcție de rezultate, pentru că este firesc să dai această normă să aibă acest element clar cuantificat. Este posibil dacă statutul va fi mai repede înregistrat, să avem alegeri la Gurj până în 30 iunie, pentru că iulie și august deja lucrurile sunt complicate, fiecare dintre noi, da, au programat concedii se programează din timp și că aceasta este perioada. Dacă nu, mergem cu ele undeva către toamnă. Cert este că în 2018 vor fi alegeri, da, la PSD. Da, și domnul Căciumar a spus clar, pentru că a fost primul care a știut de acest lucru, că primul care a fost de acord, pentru că toată lumea a luat un președintele partidului sau biroul politic național, a luat un acord de principiu la Comitetul Executiv Național și acest lucru doar așteaptă aceste reașezări legale în interiorul statutului. Dumneavoastră, pe ce? Pentru ce funcție? Haideți ca să stabilim chestia asta, că se tot discută. Dumneavoastră și domnul Weber în tandem, dumneavoastră președinte sau președinte executiv. Mă bucur că m-ați întrebat, pentru că chiar simțeam nevoia și momentul în care să lămurim toate aceste aspecte, că am văzut diverse reacții în media, care nu de totdeauna nu sunt la locul lor, pentru că viața politică a intrarea unui partid, viața politică a partidului trebuie discutată în forurile de conducere. Așa cum am spus și am spus de câteva luni de zile, în situația în care domnul președinte Căciumaru nu va opta să candideze pentru una dintre cele două funcții de președinte sau președinte executiv, atunci da, voi candida pentru una dintre aceste funcții. Pentru că era normal, era firesc ca dumnealui, având în vedere că ani de zile a condus această organizație cu bune rezultate, să spună o opțiune, un punct de vedere. Am avut o discuție între ei, am avut o discuție chiar la București, în care domnul Căciumaru a reiterat faptul că nu vrea să mai candideze pentru o funcție de președinte executiv, urmând să rămână în echipă, pentru că avem nevoie de dumnealui. Pe ce funcție? Vicepreședinte, sau pentru că ce se funcție? Președinte executiv, secretar executiv, care este un om care va avea o încărcătură da, politică foarte mare, pentru absolut, că trebuie să lucreze, să de la evidența membrilor, să spunem, până la cotizație, doar două exemple v-am dat și ceea ce înseamnă pentru un om care să-și ocupe tot timpul. Va rămâne în echipă și asta este important. Am avut o discuție cu domnul Weber, cu domnul Căciumaru, cu o mare parte din primari, pentru că ei sunt cei care aduc greu lupte electorale și am spus, consider că este formula cea mai bună în a depune o candidatură, pentru că nu sunt funcții numite, să ne înțeleg. Toată lumea spune de parcă mâine a fi posibil să apară și alt candidat. Asta e echipa pe care noi ne-o creionăm, în care domnul Weber să devină președintele partidului, să candideze, să obțină această funcție, eu voi candida pentru funcția de președinte executiv. De ce? Am văzut susținerea pe care au domnul Weber în teritoriu, am văzut ce înseamnă să fii la al doilea mandat de parlamentar și discuțiile purtate în interiorul ministerilor pentru mine sunt definitorii atunci când decizi și nu contează pe ce funcție ești atâta timp cât îți doresc să faci parte dintr-o echipă și va fi echipă, pentru că eu cu Mihai vom fi o echipă, cu domnul Căciumară vom fi o echipă, cu restul vicepreședinților vom fi o echipă și o să vedeți acest lucru, cu oamenii din teritoriu, cu primari, consilieri locali, membrii simpli de partid vom fi o echipă. Niciodată la noi nu o să vadă cineva din interiorul partidului afară ușa închisă. Atunci când vin cu o problemă personală sau de comunitate, niciodată nu o să spunem nu, să încercăm să găsim
o soluție legală de rezolvare. Asta este decizia luată. Știu, am văzut că era mai bine asta. Nu, pentru că mă gândesc la partid, mă gândesc la anul 2019, avem două tururi de alegeri foarte importante pe noi ca legitimitate politică a întregii echipe încă o dată. Nu va fi vina doar lui Weber și Cosmin Popescu. Tuturor, ca să ne înțelege de acum. Faceți cumva trimitere la declarația domnului Pigui, care a spus că... Nu, eu vă lăsam 2019. Și 2019 și 2020. 2020, că e firesc, în momentul ăsta, în momentul în care ai pierdut bătălie electorală importantă, cum e Târgu Jiu, da, sau cum e Consiliul Județean, cu sigur nu aștepți ca cineva să-și ceară să pleci, vei pleca singur. E firesc. Nu aștepți ca cei din Birou Politic Național sau din Consiliul Național să ceară să pleci. Pentru că nu mai ești performant. Adică dumneavoastră spuneți că în situația în care veți pierde alegerile, opinia dumneavoastră este să plecați de unul singur, nu așteptați să vă ceară nimeni. E firesc, e natural, pentru că trebuie să... S-a mai întâmplat și invers, domnule președinte, în care nu a plecat, demisia nu a existat în... Noi vorbim de un an 2020 foarte complicat. Absolut. Foarte complicat, în care să avem alegeri locale, da? Vedem acum cum vor fi organizate prin nou cod administrativ, un tur sau două tururi, că știți că este acea discuție, să vedem care va fi modul de alegere și către Consiliul Județean. Opinia noastră care este? Să se organizeze alegeri la primari în două tururi sau într-un singur tur? Toată lumea a contestat de-a lungul timpului legitimitatea unui primar ales într-un singur tur de scrutin. Eu nu am văzut-o niciodată asta, pentru că toți au acea legitimitate. Și vă spun, toate forțele politice vor, care au un număr ăsta de primari, vor acest tur de scrutin. E constituțional, a fost contestat la un moment dat și asta. Da, este legitim și cu acest tur de scrutin, pentru că nimic nu ne împiedică pe noi care ne explicăm dreptul de vot, pentru că avem acum și o legislație electorală care a zis, te obligă să-ți prezinți programul politic mult mai în media, da. Da, scrisă, vorbită, electronică. Nimic nu implică pe acei cetățeni să se prezinte la vot, la număr cât mai mare, și să-și voteze pe cel care crede cuvință că poate să-i reprezinte mai bine interesele comunității 4 ani de zile. Un tur singur tur de scrutin, eu spun că este foarte, foarte bun. Bun, era foarte important ce spuneți dumneavoastră. Deci eu am reținut că în situația în care veți reiau, în situația în care 2020 nu veți obține scorul dorit în calitate de președinte executiv, veți părăsi echipa de conducere. E firesc. E firesc lucrul acesta. Fiecare om e acest lucru, pentru că cum ar fi să venim în 2020 și să ne trezim că nu am avut inspirația necesară sau nu am făcut tot ce este politic necesar să avem mai mult de 44 de primari, să trezesc cu 20. Chiar dacă contextul este diferit de cel din 2016. Nu contează, ți-asumă bătălie, adică, politică. Adică noastră porniți de undeva de mai de jos. Nu contează, ți-asumă bătălie politică. Nu același lucru. Eșecul poate fi cuantificat în multe astea, dar încă o dată, când vezi că ești pe un trend descendent și știi că peste câteva luni de zile ai de organizat alegerile parlamentare, care la fel de importante sunt, cu siguranță. Nu cred că ați văzut de-a lungul timpului organizații care, încă o dată, performanța este clar stabilită la bun început. Știm exact contextul politic de la data anului 2020 asta. Și ți-asumi un target electoral care este targetul esențial. Targetul noastră care este? O să discutăm. Deci nu aveți în momentul acesta. O să discutăm. Bun. Păi nu, mă gândeam că în condițiile în care vreți să candidați la președinte executiv, să veniți și cu un proiect personal. Haideți să vedem, personal. Să vedem aceste date. Și cu siguranță, nu vă veni cu un proiect personal, să fie clar. Bun, voi pentru un partid, proiect evident, de echipă. De nu echipă. Să vedeți în interiorul acestei echipe proiecte personale. Proiecte de echipă. Încă o dată, calate. Pe anul 2019, ce înseamnă? Pentru că și atunci o să avem anumite targete. În 2019, dumneavoastră spuneți că lucrurile stau diferit de 2020. Adică e o muncă completă. Sigur că nu, da, puteți să vă asumați. Și ele sunt diferite. Alegerile, de exemplu, iau alegerile prezidențiale. Pun cu totuși cu alte reguli. Dar și atunci, Doamne ferește, în cazul unui eșec de ăsta, la un moment dat, să fii ca și organizație care a fost de fiecare dată în primele 10-12 din țară, să spunem, să ajungi sub solul clasamentului, nu cred că este o plăcut. Prea fericit. Încă o dată, intrând în o luptă politică, asumându-ți o funcție politică, îți asumi și niște rezultate. Dar, încă o dată, rezultate pe care le convini, le stabilești bine, clar stabilită cu echipa, echipă însemnând, încă o dată, nu doar acest birou permanent județean, că de multe ori ne oprim la acest birou permanent județean, nu, echipa pentru mine, înseamnă... pentru Mihai, pentru domnul Cărciumaru, înseamnă tot ce înseamnă activ de partid, cu sau fără funcție politică sau administrativă. Încă o dată, cu sau fără funcție politică administrativă.
Dar încă o dată, haideți să vedem și de asta nu să rămâne lucrurile, pentru că nu vreau să mai o discut. Nu, e clar stabilit, aceasta este echipa în care vom merge în fața colegilor noștri din județ să le propunem acest proiect politic pentru 2019 și 2020 și lucrurile de aici, intrăm de-a doua zi, intrăm și acum suntem la fel. Vă așteptați ca să mai fie și alți candidați la funcția de președinte, președinte executiv? De ce nu? De ce nu? Eu în public am spus, pentru că am fost determinat de mass media, de oamenii care au luat atitudini în teritoriul ăsta, mi-am explicat un punct de vedere clar, în sensul că acesta este drumul pe care voi merge și am explicat cum am luat această decizie. Fac o echipă extraordinară cu Mihai Weber și o să vedeți acest lucru și în viitor. Fac o echipă foarte bună cu domnul Cărciumaru și fac o echipă foarte bună cu colegii din teritoriu și din biroul politic județean. Asta înseamnă echipă și am pentru că încă o dată va fi foarte mult de muncă, credeți-mă. Sunt convinsă de asta, dar vis-a-vis de faptul că faceți echipă bună și cu cei din teritoriu, faceți echipă bună și cu cei de la PNL, de aceea se tot discută despre faptul că în situația în care dumneavoastră veți fi președinte executiv de la PNL să treacă primar la PSD. Purtați astfel de discuții cu ei? La acest moment legal n-ai cum să porți o discuție cu acești primari, pentru că clar, nu poți să... Nu că nu ne-am dorit să mai discutăm în anumite zone ca anumiți primari care au a confirmat, ai PNL-ul să vină către noi. Sunt convins că și PNL-ul poate discută pe alocuri cu câțiva primari. În general, da? PSD-ul e mai deschis trecerilor de acest gen. Ca acești oameni să vină alături de noi, revin. Vă doriți să luați primari de la PNL către Partidul Social Democrat? Cum să nu? Discuții personale să le... Cum să nu? Purtați astfel de discuții cum cu ei? Nu? Pe acolo unde faci un sondaj și vezi că nu poți să găsești în termen scurt, pentru că 2019-2020 e un termen scurt pentru încă o persoană care nu ai crescut-o să poată să se bată real cu acel primar, normal că ți-l doresc să vină alături de echipa. Acolo unde avem și sunt discuții de câteva procente între ei, cu siguranță vom merge pe omul de lângă noi care ne-a ajutat de-a lungul timpului, care își dorește să fie primar sau viceprimar sau consilier local, cu siguranță acel om va fi candidatul nostru. Dar ca un om să vină lângă noi, va trebui să vadă liniște în partid, să vadă că ne țin de cuvânt în ceea ce privește sprijinul pentru proiecte, că de multe ori se spune, doamne, a fost asta. Nu, un proiect trece dacă este legal, să ne înțelegem. N-ai cum să treci un proiect, poți să fii prieten cu orice ministru sau cu orice membru al guvernului. Dacă acel proiect nu este legal, nu este oportun, da, nu ne apucăm să facem acum tot felul de proiecte care ar însemna să cheltuie primarul pe viitor, nu mai întreține acestea, nu știu, nu-mi dau exemplu. Tot ce ne-am propus ca proiecte și coerenții de colegi sunt pentru comunitate, încă o dată, prioritate pentru viitor, o să o aibă apa, canalul și infrastructura rutieră. Sunt oameni cu care dumneavoastră de-a lungul timpului ați avut o relație foarte bună, primar cu care permanent ați ținut legătura chiar și în perioada în care erați în Parlamentul României și care da, la un moment dat consideră că vă sunt cumva datorii nu pentru sprijinul pe care l-ați... Nu este nicio datorie, dar mi se pare normal, e real. Să știți că nu mai eu fac acest... Mihail face acest lucru de mandatul trecut, domnul Cărciumaru face în acest mandat. Ești obligat... nu datorită celui vot sau unui sprijin de asta, moral pentru comunitatea pe care o reprezinți, pentru că acel primar nu vine pentru el personal, să fim bineînțeleși. Nu am văzut primar să vină cu probleme personale, nu, de comunitate, de rezolvarea unor probleme de interes a oamenilor pe care i-au votat și pe care pe noi la un moment dat ne-au votat. Bun, mai am o ultimă întrebare și iată că suntem la final, domnule președinte. Cei din Partidul Național Liberal îi reproșează domnului Romanescu apropierea față de dumneavoastră. În PSD aveți reproșuri că sunteți prea apropiat de domnul Romanescu în condițiile în care pentru bătălia de la Târgu Jiu se prefigurează mai mulți candidați în interiorul PSD? Ce ar vrea să apărăm fiecare zi, să facem deliciu presei, să încercăm în fața dumneavoastră să găsim motive de fiecare dată, da, de multe ori imbecile de a decerta, când noi toți, când stăm și discutăm, spunem că avem nevoie de dezvoltare, avem nevoie de fonduri, avem nevoie de colaborare. A colabora instituțional nu înseamnă că ai anumite partipriuri politice pe care te vei duce în campania electorală și vei trăda. Avem foarte bine înțeleși. Reprezentăm o comunitate și trebuie să colaborăm instituțional. Cineva poate să depășeze în momentul în care la lege, să spunem, dau un exemplu, la legile europarlamentare, că sunt cele mai apropiate, dacă nu să avem legile locale, cumva te faci că muncești și nu vei trage pentru partid. Atunci da, admiri reproșuri și chiar și alte sancțiuni. Dar încă o dată,
Cred că trebuie să depășim acest moment a ieși public și a inventat de multe ori probleme. Atâta timp cât și le-am spus la tuturor, chiar am discutat și cu consilierul local din teritoriu, care la un moment dat zice, dom'le, ce facem? Votăm sau nu acest proiect? Cum? Suntem nebuni. În momentul în care acel proiect a primit o finanțare europeană sau națională, obligatoriu acel proiect se aprobă. Cumva situația scăpate sub control la mutru. Vă este foarte greu să o gestionați. O să lămurim și acolo. Stăm la final. Vă mulțumesc tare mult, domnule Popescu, pentru prezența la emisiune și pentru detaliile pe care le-ați dat în cadrul acestei emisiuni. Sigur, vă mai aștept și cu altă ocazie. Mulțumesc, doamnelor. Domnilor, noi ne revedem mâine seară. Toate cele bune.